numesc Marcelin Șolot, am vârsta de 58 de ani. Practic, acest sport columbofil din 1980, exact după dădus matoci între treapta 1 și treapta 2, cum era liceu de timpul ăla, dar porumbei cresc din clasa 8, deci cumva un pic mai repede, asta vreo 2 ani de zile, așa erau concursurile atunci, deci am o perioadă foarte mare de când n-am și cred și sper să nu fie niciodată să întrerup acest sport, pasiune, hobby, oricum ar fi pentru mine, este cea mai mare plăcere. Indiferent de serviciu pe care îl ai sau ce faci în timpul liber sau în familie, parcă totuși când intru în crescătoria de porumbei, uit de toate și mă simt cel mai bine. Normal, ca oricare, în acea perioadă în care, fiind în regimul comunism, achiziția de porumbei se făcea mult mai greu. Eu am început să achiziționez porumbei de la un, Dumnezeu să-l ierte, mare crescător, Oslinger Rolle din Iași. El, având familia în Germania stabilită și avea o posibilitate să mai aducă și porumbei din străinătate, cam de acolo am început să aduc porumbei, să zicem, de anumite rase mai bune sau porumbei cu linii cu descendenți care să poată să-mi satisfac această pasiune. Chiar în 1990, cu un porumbel de la Oslinger Rolle, am obținut locul întâi pe țară la maraton și iar locul întâi pe țară la mare fond, așa erau categoriile în momentul respectiv. Până atunci, cam cum făceam toată lumea la noi în România, țineam porumbei ori prinși, ori porumbei cursari, ca oricare tânăr am început de acolo. Dar în momentul când am găsit Iașu fiind un oraș cu foarte mulți studenți, cu oameni și din străinătate, avea o altă influență și acolo, cred că s-a dat, pentru noi moldoveni, s-a dat ora exact. Începând cu domnul profesor Savo Paul, care a fost președinte și a României columbofile, dar și la Iași, după aia Oslinger Rolle, cu Pamiai, mulți crescători din Iași, care dădeau ora exact în zona. Da, în momentul de față, noi, Băcăoane și în general, pot să spun, chiar toată zona Moldova, proporții de 90% ne axăm pe categoria maraton extrem. Poate și datorită zonei geografice a noastre, ca și orașul de Moldova, dar și pasiunei a peste 90% din crescătorii din această zonă, în care prefer. Asta nu înseamnă că nu concurăm și la celelalte categorii, dar nu concurăm cu gândul să câștigăm acele premii. Pentru noi din Bacău, e un, să zic, un nucleu destul de puternic la nivelul național, având anumiți crescători din Bacău care, pe oricine din România, dacă îl întrebați, nu poate să nu vă spună de tandemul Mărgirescu cu Ojoc Dorneanu, care este un brand la ora actuală, cred eu, în funcție de rezultatele obținute, este pe departe cel mai bun crescător din România. Pentru noi care suntem, care concurăm cu el, e un lucru, pe de o parte ne mulțumește că concurăm cu un așa mare tandem, pe cealaltă parte e foarte greu ca să poți depășești un colos al maratonului. Toată Moldova, nu putem spune, de exemplu avem Suceava, de asta spuneam că la noi maratonul este pe primul loc, pentru că și Suceava este un centru care are un număr foarte mare de crescători și toată lumea s-a axat tot pe maraton și acolo în zonă, și Piatra Neamț. Deci suntem într-o zonă în care, cred că, dacă vorbim de viteză, de mi-fond, aproape și fond în poimâni, nu o să aveți cu ei să luați un interviu. Toată lumea ne axăm doar pe maraton. Am o crescătorie destul de mare. Poate am și un alt stil de a avea grijă de porumbei. Eu fac curat la porumbei o singură dată pe an. De aceea am preferat să-mi fac și o crescătorie mai mare pentru a putea să fac curățenie mai ușor. Asta te duce într-un fel ca să ții și mai mulți porumbei, ceea ce nu este tocmai bine. Dar prefer acest lucru, să am și porumbei mulți și o crescătorie mare, datorită întotdeauna serviciului, întotdeauna
Și la ora actuală, cred că acest sport a devenit destul de costisitor, și aici pun ghilimele, datorită nu prețurilor sau cheltuielilor directe, dar datorită timpului care trebuie să ne-l acordăm pentru acești porumbei, dacă vrem să și câștigăm la nivel național. De aceea, țin mai mulți porumbei, stau într-o zonă a Bacăului, limitroful orașului Bacău, dar o zonă în care răpitorii mă distrug pur și simplu. Am făcut o experiență acum vreo 12 ani și mi-am lăsat 124 de porumbei liberi pe toată perioada anului și am rămas cu 12 porumbei. Deci, la ora actuală, porumbei mei îi închid la sfârșitul lunii august și aproape când lumea începe antrenamentele și îi aud că au ajuns la 100 de kilometri la antrenament, atunci eu încep să le dau drumul afară. E o problemă pentru că îi pui un pic mai greu, îi aduci pe linia de plutire. De asta chiar îmi și-mi convine maratonul, pentru că concursul de maraton începe undeva mai târziu și atunci am și eu timp să intru în concurs cu toată lumea. Ca număr de porumbei, cred că în ultimii 2 ani am depășit, și aici nu sunt mulțumit, am depășit 400 de porumbei, cred că la ora actuală, ceea ce nu prea aveam, întotdeauna țineam undeva la 200 de porumbei. Acum, datorită serviciului, datorită împrejurărilor, am ținut un pic mai mulți. Nu e bine. Sper că undeva, dacă vreau să fac performanțe, undeva în 2-3 ani să reduc numărul de porumbei ca să ajung să concurez normal, adică, zic eu, undeva până în 200 de porumbei cu tot proasă la Trăisa. Zburând, concurând la maraton, normal că m-am axat pe câteva linii care poate s-au și predata noi, să spunem așa. Dacă aș putea să spunem că cei mai buni care i-am acum, care au făcut rezultate, undeva au peste 75% sunt porumbei de la Freidehofen, dar direct la Freidehofen, nu de la altcineva care să ia la Freidehofen, i-am cumpărat direct la Freidehofen, porumbei pe Don Chere Simons și pe Forrest Gump, care au mers la mine, celelalte familii nu prea au dat rezultate, dar astea două familii au mers, porumbei de Cordeai. De am acum porumbei care sunt mai în practică, dar foarte puțin am zburat porumbei de la Franz Brüggemanns, porumbei aduși de la Sorin Neftimi de la Fălticeni. Slinile care la noi poate s-au presat, dar și la mine. Și mai ar fi porumbei, puțin din ei care mai aveau porumbei de Emil Denis, foarte puțin, care cândva era la Bacău, erau aduși foarte mulți porumbei la Emil Denis. Și porumbei de la, poate și la crescători, cum e Lupul Ioan de la Bacău, care am câțiva porumbei de la el. În general caut crescătorii de la care achiziționez porumbei, crescători care au cam același stil cu al meu, adică poate câteodată nu cumpăr la un crescător destul de bun, știind că acel crescător se dedică total porumbeilor, pentru că eu, datorită timpului, niciodată nu pot să fac ce face el. Și atunci caut, de asta m-am zis de domnul Lupu, pentru că și el, având tiruri, având de asta, nu prea are timp să stea cu porumbei, exact cam ceea ce fac și eu. De exemplu, acum, nu știu dacă m-aș sta pe ceas, dacă stau mai mult de 5-6 minute la porumbei într-o zi. Deci, cred de până apă și mâncare. Ar trebui să spun că, și poate aici nu e un lucru bun, că zbor un stil haotic, nu am timpul necesar pentru porumbei. Dacă încep cumva cu un fel de văduvie pentru primele etape, adică cum să vă spun, încep, separ porumbeii, primele etape, până la prima etapă de maraton, care sunt etape de antrenament, pentru că îi bag porumbeii în ceas la fond, chiar dacă etapa e de 700 de kilometri, pentru colegii mei, dar nu mă interesează acele etape, iar după aia îi lăs în perecheză, de asta spun că e o metodă haos mai mult, pentru că porumbeii niciodată nu-i bag la perechi, îi las ea, și ăsta e adevărul, știu toți colegii, cred că din Bacău, niciodată nu am băgat porumbeii ca să-i pun, să aibă pe poziții de ouă, de pun, fiecare cum apucă să zboară. Chiar, ați văzut, v-am prezentat două femele, ele fiind din același mascul de la Freidehofen,
După aia jumătățile vin din alte linii, aer ca pe linia lui Drogba și Corde Haide. Femeile au zborat fără pereche acasă, adică au venit pur și simplu acasă, nu aveau nicio poziție de cuib. Chiar o întâmplare am avut-o cu președintele asociației, cu domnul Iremia, că m-a întrebat care e campioana și eu, venind la ora 12 noaptea, două femei, la toată lumea le spuneam că e o tigrată și picheată și ea, de exemplu, în realitate era albastră, nu mi-am dat seama decât când s-a terminat campionatul. Și să vă spun de poziție, când eu nici nu știam care e ăla care are punctele cel mai bun din cușcă. Deci, nu-mi dedic. Mi-aș dori să ajung, poate, dacă Dumnezeu, să fiu pensionar, să mă pot dedica pe urmă. Cred că sunt un exemplu bun de dat pentru ceilalți crescători. Mâncarea este mâncare naturală, normală, produsă de mine, familia mea, care avem teren și cultivăm și porumb și grâu și floarea soarelui. Așa mai cumpăr tot așa un amestec, dar nu mi-aș permite la număr de porumbei care i-am, nu mi-aș permite niciodată să cumpăr mâncare la sac sau... Dau o mâncare, zic eu, poate sănătoasă, dar nu știu dacă în 30 de ani am cumpărat 5 saci de mâncare. Înainte de lansare sau chiar pe tot parcursul anului dau aceeași mâncare la porumbei, care o dau și iarna, și primăvara, și vara, și la năpălile. Singurul, să zicem, favor care îl fac porumbeilor, la sosirea din concurs, prima zi le dau apă curată, apă de izvor, iar două zile le dau belgasol în apă pentru recuperare mai rapidă. Având în vedere că stau într-o zonă cu foarte mulți răpitoși care nu pot să le dau domnul să antreneze pe deasupra crescătoriei, într-adevăr, după două, trei zile după ce le dau drumul pe afară și încep să-și dea drumul să nu stea pe toți copacii, încep să-i antrenez sistematic, etapă de etapă până la prima etapă care face clubul de concurs pentru mine tot ca să-i antrenez cu scopul de a ajunge la prima etapă care mă interesează, cea de maraton. Între concursuri, într-adevăr, înainte de maratoane sau între două maratoane, mai fac două etape, nu prea lungi, undeva pe la Fălticeni, la vreo 100 de kilometri și dacă cumva am noroc, chiar i-am mai dus la Siret, adică fac două etape între etape din maraton. Aici la pui, cum să vă spun, sunt un pic mai dur, poate acești doi ani n-am fost chiar atât de dur, dar în general fac o selecție mai dură la mână. Cred că timp de 20 de ani de zile înainte de concursuri luam toți porumbii la mână și selectam întotdeauna cu ochii închiși, adică nu mă uitam niciodată până nu-i rupeam capul din ce e scos, că dacă te uiți la el și începi să citești seria și din ce îți vine, lasă-l mai despre să-i mai dă o șansă. Așa că întotdeauna făceam o selecție dură cu pui și dacă asociația zboară pui până la 400, până la 400, deci au fost ani în care am zburat cu cei de la Piatra Neamț și am dus chiar și la 700 pui în anul nașterii. Pentru să zic, porumbeii de un an de zile, toți porumbeii mei din crescătorii care i-am și acum, porumbeii care au mai mult de un an, au trei maratoane de peste 1000 de kilometri, iar cei care spui fac două etape de 900 și ceva, unde avem noi Vilniusuri. Deci asta e obligator. Toți porumbeii, nu mai pun etape de fond sau până ajung acolo, dar toți puii care i-am acum acasă, mai vin de anul trecut, că nu mai sunt pui de acum, toți au două Vilniusuri, deci două maratoane scurte. Iar ceilalți care au 2-3 ani trebuie să aibă 3 maratoane peste 1000 km. La finalul, dacă e un sezon reușit și permite vremea, că depinde foarte mult la concursurile cu puii de toamnă, dacă permite vremea să mergem până la capăt, respectiv anul ăsta trebuia să ajungă la Vama Veche și nu s-a ajuns decât la Megidia și eu am ajuns undeva pe la Dărăbani-Siret. Dacă merg până la cap, e o selecție un pic mai indulgență, dacă n-apuc să zbor datorită vreme, chiar dacă am făcut o selecție la început de pui și la final, iar mai sunt care, chiar dacă au venit, mai pleacă. În general, dau șansa unui porumbel. Dacă ajunge în prasele, normal că în matcă are ceva
recomandări. Consanguinizarea care o fac în unii nepoate și mătuși nepot, cam astea sunt ca idei, îi dau șansă undeva maxim 3 ani de zile. Acum, cu anii, poate n-ar fi tocmai corect. Având o zonă în care, v-am spus, am probleme cu răpitorii, prefer ca cel puțin 3-4 pui dintr-un cuplu, că s-a întâmplat, am avut un cuplu poate 5 ani în proasă și n-am apucat zbor niciun pui datorită ulului și a răpitorilor. Și atunci mă întreabă colegii, bă, dar din ăsta ți-o mers și câteodată mi-e și rușine, zic, dom'le, l-am de 5 ani în proasă, n-am apucat zbor un pui din el. Dar s-a întâmplat cu foarte multe cupluri să fie și atunci, dacă reușesc să scot mai mulți pui și să-i duc la concurs, în 3 ani de zile îmi dau seama de el. Dacă n-am scos totuși în 3 ani și n-am apucat să-l zbor niciun pui din ei, atunci mai stă în proastă încă 2-3 ani. Dar consanguinizările, cam jumătate de porumbei merg în consanguinizare, jumătate merg în îmbrățișare. De când am porumbei și am mai bine de 30 de ani, întotdeauna vaccinul n-a lipsit niciodată. Deci vaccinul fac sigur. Am o... dacă fac acum propagandă, de acum vreo 15 ani am o metodă de tratament de la domnul doctor Tudoran de la Rombac, pe care o păstrez cu sfințenie. Chiar sunt crescători care sunt împotriva medicamentului străinii și dacă o să întrebați pe toți din Bacău, toată lumea știe că nu cumpăr decât medicamente românești, nu ca și eu mai patriot, dar faptul că o substanță de bază a unui medicament românesc se numește într-un fel și îi dăm o altă denumire din Germania sau din altă țară, nu mi se pare. Până la urmă contează ce conține acel medicament. Încep tratamentul în prima fază de parazitare internă externă, după aia începe pentru salmoneloză, după aia pentru coccidioză. E o schemă, cred că, care o practic mai mult, dar eu o practic cu succes la numărul mare de porumbei care l-am eu, eventuală boală ar fi un dezastru. Dar acea schemă de tratament care o am e bună, zic eu, pentru mine și n-am avut. Anul ăsta au fost crescători, poate, sau anul trecut, boala puilor. Pentru boala aia puilor am luat colestin, care l-am folosit la microplasmoz, mi-a dat tot președintele o metodă, că el acum s-a pretenit cu o doamnă doctor foarte bun, tilozină, erotromicină și doxirom. Iar acum nu știu exact, la salmoneloză flagel stop, nu la tricomonoză folosesc flagel stop, la coccidioză amprolium, la microplasmoz, mai dau fosbacul câteodată, dar toată schema care o am cu medicamente la Rovac. Vă spuneam mai înainte pentru că toți porumbeii mei într-un an competițional, puii, concurează la toate etapele plus două etape de maraton de 900 și un pic de kilometri și opresc, iar ceilalți care au mai mult de un an trebuie să mai facă încă 3 etape de maraton extrem, peste 1000 de kilometri. La finalul sezonului, și aici iar e cam greu, tot ar trebui ca acea eliminare, ca să nu mai spunem modul cum eliminez, să nu mai fac cu ochii închiși, dar tot cu ochii, acum cu ochii foarte mari deschiși pe clasamente. Porumbeii care concurează din 3 maratoane extreme și nu clasează minim două, indiferent de locul, doar dacă e locul întâi, mai rămân în crescătorie. Dacă nu, cei care au clasat doar în singur maraton, chiar dacă peste 1000 de kilometri, sunt eliminați. Iar la pui la fel, dacă chiar dacă nu au fost sub viteză sau au fost cea mai clasat și au luat doar un singur loc întâi rămâne, dacă nu, cel puțin să claseze două, chiar un pic mai rău, pentru că eu nu-i zbor pe poziții, nu le cer lucrul ăsta, dar se face o selecție. De exemplu, anul ăsta, la finalul ultimului concurs, rămăsesem cu 130 de porumbei. Acum, dacă mergem în crescătorii, chiar dacă sunt mulți din noi, 130, jumătate din ei au dispărut, tocmai pe acest criteriu. Deci, la puii mici cu ochii închiși, la ăștia maturi cu ochii în clasament. Noi, în Bacău, avem niște moștri ai maratonului, poate care ar fi mai îndreptățit să dea sfaturi. Eu, pentru toți, pentru că eu iubesc foarte mult porumbei și să vă spun,
sunt un crescător și vreau să rămân așa. Nu sunt un crescător care nici nu mi-am propus, nici nu fac, care să vând porumbei, nu mă interesează acest aspect, eu îi țin doar din plăcerii. Aș recomanda, în primul rând, să aleagă foarte mult, poate câteodată mai mult calitatea crescătorului decât calitatea porumbeilor și poate, printre cuvinte, s-ar spune aici așa, de corectitudinea celor crescători care vând porumbei sau vând dârtii și apoi dau și niște porumbei. O recomandare pentru cei din zonă, le-aș spune, pentru că eu după 30 ceva de ani cam îmi dau seama, să încerci, chiar dacă nu le convine, să încerci să cumperi porumbei la crescători care îi cunoști, dacă se poate cât mai mult din zona lor. E o mare diferență între noi care zburăm aici față de alții care zboară în alte zone. Fiecare ne plângem că zona noastră este mai grea. Dacă aș pune în problemă în comparații pe cei din Ardeal care au o zonă cu relief foarte, foarte greu din punct de vedere al porumbeilor, aș fi de părere să le dau dreptate lor datorită reliefului. Dacă pun în comparații cu Moldova, în care zburăm cu 20-30 de mii de porumbei la maraton, s-ar compensa cu acele concursuri al lor, adică la noi toată lumea concurează maraton și este foarte greu să câștigi. Vă spuneam la Bacău, eu sunt foarte mulțumit anul ăsta, de exemplu, la două categorii de maraton, maraton extrem, maraton cum ar fi, maraton peste 1000 de kilometri, am reușit să, pe total, cum ar fi, să bat tandemul Măgirescu cu Joc Dorneanu, adică la maratonul cu 3 etape și la cel cu 4 etape i-am bătut pe ei, pentru la noi ca un în afară de brand, să spui, toată lumea și-ar dori să facă acest lucru. Pentru că întotdeauna te uiți la cel mai puternic, la cel mai bun, sau vrei să-i copii din anumite. Dar, prin ca și recomandare, eu le-aș sfătui pe toți să se uite foarte bine la crescători și la păsări. Dacă ar fi după mine, cred că în primii ani mi-a sfătui nici să nu cumperi porumbei cu pedigree, cu toate că poate zic o tâmpenie, dar au început atât de mult și eu, în experiența mea de atât ani, să știți că am trecut prin multe, momente când am fost în expoziția, aproape la toate expoziții naționale și când ziua s-a văzut că se vindeau foarte bine ardenul, toată noaptea anumiți crescători n-au dormit și toată noaptea au făcut pedigree și a doua zi, cred că până m-am trezit eu la ora 10, vându-se toți porumbei, toți erau ardeni, cu toate că înainte erau vambroieni sau alte linii de porumbei. Deci, cred că hârtiile astea foarte multe și pedigriile îi trag un pic în jos pe cei. Dacă te duci la un crescător cu caracter aproape, asta nu înseamnă că nu e nevoie și de acele pedigrii, pentru că trebuie la un moment dat să vezi cum îi lucrezi în sânge, cum o să avizări, cum te întorci înapoi, dar trebuie să fie calitatea omului să fie, adică să fie om, până la urmă nu trebuie să fii special decât să ai o calitate, să fii cinstit, mai ales cu unul tânăr care s-a apucat acum. Și principalul o să cumperi volumea din zona de la ei. Da, e o porumbiță frumoasă. Frumoasă mai mult datorită rezultatelor, nu ca și porumbel, dar arată bine și la mână. Este un porumbel ca linie 3 sierturi Freidehofen, adică tatăl este la Freidehofen, iar mama este jumătate Freidehofen cu jumătate Cordiani. Iar a avut destul de bune puncte, sunt în locul 1, la un Venus un punct 51, la al doilea Venus 4,90, Birzai și iar încă un Venus, deci un porumbel deosebit. Pentru mine mai mă bucură mai mult pentru că este soră cu femeia de anul trecut, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să fie locul întâi pe țară, soră numai de mamă, soră de tată, amândouă au același tată. Un porumbel 414. O altă femeie care îmi place la fel de mult ca și femeia la 76-911, este o soră de ei, o femeie din 2017, locul 2 pe Moldova și locul 3 pe țară.
are aceeași linie, este soră de tată cu femeia cealaltă, iar mama este tot un porumb de fraie de Ofen și nu, bunica și bunicul este un porumbel de aer campi de Drogba. Puține minute i-a lipsit să nu fie locul întâi pe țară, adică i-a venit odată la 12 noapte și odată la 3 dimineață. Dar asta e clasamentul și mă bucur. Sper, pe amândouă le-am băgat în prasă. Aici, în zonă, la noi, problema cea mai mare este răpitoarele. O zonă destul de dificilă. E plăcut, e frumos, suntem aproape de oraș, dar e o zonă în care răpitorii ne pun mari probleme. De aceea e aproape 6-7 luni pe an porumbei stau închiși permanent, iar pe timpul concursurilor le dau drumul doar la program, tot datorită răpitorilor. Cea mai mare problemă o am cu puii, care câteodată ajung să năpălească și a doua, a treia pană și n-apuc să zboare pe afară, tot datorită răpitoarelor.